Deschidem cuvântul Domnului în Epistola 1 Petru, capitolul 1, vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu primul verset. Să fim cu luarea minte la cele scrise. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleși care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la ună deși vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate vesteji păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Cu privire la noi înșine, răspunzând la întrebarea cine suntem, pot fi date trei răspunsuri din trei perspective distincte. Un prim răspuns este cel pe care îl dă fiecare în dreptul lui. Este perspectiva personală. Fiecare dintre noi are conștiența propriei sale identități. Crede ceva despre sine. Afirmă ceva cu privire la cine este. La întrebarea cine ești, când cineva te întreabă cine ești, sigur poți să dai răspunsuri. Perspectiva a doua este perspectiva oamenilor din jur. Și oamenii au opinia lor, au părerea lor, au perspectiva lor. Perspectiva a treia este perspectiva lui Dumnezeu. Adevărul e că perspectiva lui Dumnezeu se suprapune în tocmai și desăvârșit pe adevăr. Ea este obiectivă. Noi, ca oameni, putem greși în dreptul nostru și și mai ușor putem greși când definim identitatea celorlalți, asemenilor noștri. În ce privește perspectiva lumii din jur asupra identității bisericii, a copiilor lui Dumnezeu, perspectiva, răspunsul este fundamental greșit. Lumea vorbește ce nu știe, bagiocorește ce nu cunoaște. Vorba apostolului Ioan, preubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu spune că biserica lui Dumnezeu este o priveliște pentru lume, și după cum lumea l-a urât pe Domnul Isus, așa îi urăște, îi respinge și pe copiii lui Dumnezeu. În această dimineață am pe inimă să ne apropiem de o întrebare, căutându-i răspunsul în Scriptură. Cine suntem noi creștinii în ochii lui Dumnezeu? Cine suntem noi creștinii în ochii lui Dumnezeu? Scriptura dă răspuns la această întrebare. Răspunsul este foarte încurajator. Te încarcă de speranță și de bucurie și te înarmează și te motivează să te duci mai departe. Apostolul Petru a scris epistola, prima sa epistolă, unei biserici care trecea prin serioase persecuții, o biserică găsită în suferință, o biserică în care, din cauza restricțiilor, a persecuțiilor, comunitățile s-au destrămat, oamenii s-au risipit în toate părțile, au plecat în toate direcțiile și, așa cum și găsim aici, străini risipiți prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Pitinia. Oamenii aceștia au fost calumniați, au fost vorbiți de rău, s-au spus despre tot felul de lucruri neadevărate, Averile lor au fost confiscate, libertatea le-a fost luată, mulți dintre ei au fost închiși și nu puțini au plătit cu preț de sânge, cu viața, mărturisirea lor creștină. Petru le spune, încurajându-i să se bucure în mijlocul acestor încercări, din pricina faptului că, suferind pe nedrept pentru Domnul, pentru credință, Duhul Slavei, Duhului Dumnezeu se odihnește peste ei. Epistola debutează pasajul pe care l-am lecturat sublinind ce părere are Dumnezeu despre acești oameni, care e identitatea acestor oameni în ochii lui Dumnezeu. Adevărul e că aceste afirmații cu privire la identitate, la identitatea creștină din perspectiva lui Dumnezeu, sunt valabile și pentru noi înșine, chiar dacă nu suntem persecutați. Chiar dacă nu trecem prin restricțiile prin care au trecut cei de atunci, nu știm ce aduce ziua de mâine, ne bucurăm de fiecare zi și o luăm din partea lui Dumnezeu cu mulțumire, cu bunele și cu greutățile pe care ni le rezervă. Apostolul Petru ne spune în acest paragraf că, în ochii lui Dumnezeu, creștinii sunt, mai întâi de toate, aleșii lui Dumnezeu. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, Apostolul Petru spune că suntem copiii lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu, aleșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Afirmația a treia, noi creștini, spune Petru, suntem moștenitori împreună cu Hristos. Dumnezeu ne-a făcut moștenitori a împărăției sale, moștenitori împreună cu Hristos. Afirmația a patra, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Ne găsim sub protecția lui Dumnezeu, sub grija lui Dumnezeu. Aceste patru afirmații reflectă ceea ce crede Dumnezeu, că suntem noi. Și cum ne vede El? E important cum ne vedem noi, e important și una așa de tare cum ne văd oamenii din jur, lumea, dar este foarte important cum ne vede Dumnezeu. Haideți să aprofundăm aceste lucruri în vederea întăririi noastre în credință. În primul rând, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului prin Petru spune așa. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către, iată cum îi numește, nu spune către frați, nu spune către creștini, nu spune către iserici. n-ar fi greșit dacă zicea așa, Duhul Domnului la a călăuzit să spună către aleșii, aleșii lui Dumnezeu, care trăiesc străini și risipiți. Noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat față de noi iubirea și ne-a ales pentru Sine. Dacă lumea din jur ne respinge, dacă lumea din jur consideră ceva ciudat să fii creștin, în ochii lui Dumnezeu, a fi creștin înseamnă să fii alesul lui Dumnezeu. Această alegere este făcută în Isus Hristos, din pricina Domnului Isus. Este făcută în iubirea și prin învierea Domnului nostru Isus, slăvit să fie în numele Domnului. Să fie limpede. Dumnezeu are aleșii săi. Pavel, în epistola către Tit, capitolul 1, versetul 1, tot așa începe. Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului care este potrivit cu Evlavia. Și din nou, creștinii sunt numiți aici aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a făcut harul să ne aleagă pentru mântuire, aleșii lui Dumnezeu. Coloseni, capitolul 3, versetul 12. Așadar, spune Pavel, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preubiți. Iată cum te vede Dumnezeu. Dacă crezi în Domnul Isus, dacă îl mărturisești ca Domn al tău, dacă ți-ai predat sufletul lui și ai ales să-l slujești și te silești să-l slujești cu toată ființa și cu toată puterea ta, Dumnezeu spune despre tine că ești ales lui Dumnezeu. Sfânt și preubit, a intrat în grația lui Dumnezeu, te bucuri de alegerea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales din mijlocul acestei lumi. Dumnezeu este de partea noastră. Iată cum vorbește Pavel pe larg despre această perspectivă. Romani, capitolul 8, versetul 24 până la 34. Este un paragraf foarte frumos. De altă parte, spune Pavel, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și apoi în încununare acestor afirmații care reprezintă perspectiva lui Dumnezeu, cuvântul continuă zicând, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Cine va acuza pe aleșii lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Suntem aleșii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire spune Apostolul Pavel. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu va ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Suntem aleși lui Dumnezeu, aleși pentru mântuire. Este o alegere nobilă, E un har care a căzut asupra noastră din pricina milei lui Dumnezeu. Iar acest har ne motivează să slujim pe Dumnezeu și să rămânem tari în credință. De aceea spune Apostolul Pavel: Așadar, fraților, rămâneți tari în credință, rămâneți convinși în învățăturile pe care le-ați primit. Dumnezeu ne-a ales. Isus, adâncind înțelesul învățăturii despre alegerea pe care o face Dumnezeu, a spus ucenicilor săi și prin ei nou, tuturor creștinilor, aceste cuvinte: Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Ioan 15, versetul 16: Este adevărat că și noi am făcut o alegere. Este adevărat că noi am decis să ne predăm viața lui Dumnezeu. Noi am decis să ne botezăm în apă. Noi am decis să ne căim de păcatele noastre. Este adevărat că ne-am dat acordul. Dar, oameni buni, noi am dat acordul pentru că Dumnezeu ne-a ales mai întâi. El a pus ochii pe noi. El ne-a făcut chemarea. El a deschis pentru noi ușa mântuirii. El ne numește aleșii Lui. Așa sunt lucrurile. Domnul Isus a spus: Eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine. Ca tot în Ioan 15, versetul 19, să spună: Dacă ați fi din lume. Lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Iată perspectiva lumii. Lumea respinge pe creștin, lumea respinge pe copilul lui Dumnezeu, lumea urăște pe copilul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu l-a ales și Dumnezeu îl iubește și Dumnezeu îl păstrează în harul său. Aceasta este identitatea noastră. În ochii lui Dumnezeu suntem aleși lui Dumnezeu. Și acest lucru ne umple de bucurie și de încredere și ne motivează să-L slujim pe Dumnezeu. În pricina acestei alegeri pe care ne-a făcut-o Dumnezeu ne este asigurată și biruința. Vom învinge din cauza faptului că Dumnezeu ne-a ales și ne păzește slăvit să fie în numele Său. Apocalip 17 cu versetul 14. Cuvântul spune că în acel sfârșit prorocit în acestea, cuvântul spune că ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este domnul domnilor și împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt în el, de asemenea îi vor birui pe fiara, pe prorocul mincinos și pe toate cele ale întunericului. Hristos mielul va birui și în urma acestei biruințe cei chemați și aleși, adică noi, Bombirui. Aceste promisiuni făcute de Dumnezeu, frați și surori, să ne umple de credință și de speranță Dumnezeu este cu noi, suntem aleși lui Dumnezeu Nu suntem candidați la a intra în împărăția lui Dumnezeu Nu suntem niște oameni care au depus o cerere Nu suntem niște oameni puși în fața unui interviu, a unui examen, a unui test și în urma celor teste să vedem dacă ne va accepta sau nu, dacă ne va primi sau nu, dacă vom fi, vom căpăta înaintea lui trecere sau nu, nu așa. Ci suntem aleși lui Dumnezeu. El ne-a ales, binecuvântat să fie El. În al doilea rând, suntem copiii lui Dumnezeu. Parte a familiei lui Dumnezeu. Înfrățiți în jerfa lui Isus Hristos, aduși în această stare de har, despre care cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan capitolul 3, versetul 1 la 2 următoarele. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu, copiii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a arătat bunăvoința față de noi, dragostea față de noi și ne-a dat dreptul să ne numim copiii ai săi nu e ceva închipuit, nu e o afirmație fără fond, nu e o afirmație neconfirmată obiectiv, ci iată ce spune cuvântul. Și suntem. Suntem copii al lui Dumnezeu. Lumea nu recunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Cuvântul Domnului continuă spunând, preubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Iată ce afirmație clară. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ești tu copilul lui Dumnezeu. Această identitate, acest adevăr cu privire la noi înșine, această perspectivă pe care Dumnezeu o are și o sublinează și ne o revelează, are o bază. Am fost născuți din Dumnezeu. Nu e o afirmație fără fond. E o afirmație la baza căreia se găsesc două mari realități. Întâi am fost născuți din Dumnezeu. Petru, în capitolul 1, versetul 3, spune Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Iată ce crede Dumnezeu despre noi. El, din cauza Domnului Iisus, ne-a născut din nou. Intrarea într-o familie se face pe două căi. Pe una din două căi. Prin naștere biologică. Așa am devenit noi, copiii părinților noștri, că ne-au născut părinții noștri. Tații și mamele noastre ne-au dat viață, ne-am născut și așa am intrat în familia părinților noștri și am căpătat numele de familie a părinților noștri. Ne-am născut. Deci am intrat în familie prin naștere pentru că în spațiul iudaic nu era prea obișnuită ideea de adopție, mereu adresându-se evreilor cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre intrarea în familia lui Dumnezeu cu această metaforă a nașterii, a nașterii din Dumnezeu. Am intrat în familia lui Dumnezeu, renăscuți, născuți din Dumnezeu, și așa suntem copiii lui Dumnezeu. În spațiul greco-roman era foarte familiară ideea de adopție și mai ales pentru neamurile care veneau din afara spațiului iudaic, ideea de a fi adoptați în poporul lui Dumnezeu prindea foarte bine și era înțeleasă foarte bine. Așa că Apostolul Pavel construiește și pe această metaforă a adopției, Efeseni, capitolul 1, versetul 4, la versetul 5, cuvântul Domnului spune așa. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hristos. Adoptați! Iată ce identitate am căpătat și iată ce spune Dumnezeu despre cei care cred în Isus. Sunt aleși lui Dumnezeu, sunt copiii lui Dumnezeu. Recunoscuți de Dumnezeu ca fii ai săi. Am vorbit în întâlnirile noastre trecute despre margării din identit identității creștine, despre cum se poate verifica din perspectiva noastră că suntem copii ai lui Dumnezeu credința în Isus Hristos, cine crede că Isus este Hristos, este născut din Dumnezeu, cine iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său este născut din Dumnezeu, cine nu trăiește în păcat este născut din Dumnezeu, cine a primit Duhul lui Dumnezeu este copilul lui Dumnezeu, este născut din Dumnezeu, cine este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este copil al lui Dumnezeu. Să citim un cuvânt. Romanii, capitolul 8, versetul 14, următoarele versete. Iată ce este scris. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt Fiii lui Dumnezeu. Asta este perspectiva lui Dumnezeu. Regăsești în inima ta îndemnurile Duhului, călăuzirea Duhului. Nu firea pământească ne îndeamnă să citim Scriptura. Duhul face asta. Duhul ne inspiră să citim cuvântul, Duhul ne inspiră să căutăm rugăciunea, Duhul ne mână să venim la adunare, Duhul ne cercetează să căutăm fața lui Dumnezeu în sfințire, Duhul lui Dumnezeu ne mustră când greșim și ne întoarcem spre crucea lui Hristos să ne pocăim și să ne mărturisim, Duhul ne deschide ochii să facem un bine, Duhul lui Dumnezeu ne pune în inimă iubire, ne pune în inimă compasiune față de semeni, Duhul lui Dumnezeu ne mobilizează să căutăm Augustia să căutăm binele poporului lui Dumnezeu, și toate astea, într-un cuvânt, sunt călăuzirea lui Dumnezeu. O găsești în tine. Slavă lui Dumnezeu! Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt Fiii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un Duh de Robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un Duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată când te rogi, îi spui lui Dumnezeu Tată. Vă rugați spunând lui Dumnezeu Tată. Ne-am rugat și astăzi zicând așa. Asta crede Dumnezeu despre noi. Suntem copii săi și ne permite să-i spunem Tată. Și apoi, însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, suntem aleșii Lui Dumnezeu, suntem copiii Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel continuă încheind aceste paragrafe zicând așa, Eu socotesc, versetul 18, că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care va fi descoperită față de noi. Ca aleși ai Lui Dumnezeu, copiii ai lui Dumnezeu, față de noi va fi descoperită o slavă viitoare. Și suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava aceea. Dumnezeu se va îngriji ca tot ceea ce am suferit din cauza numelui Său să fie răsplătit. Am citit despre împăratul Caligula, un împărat roman care, după ce a fost scăunat ca împărat al Rumei, a ținut să reabiliteze pe un simpatizant al său. Romanii aveau obiceiul ca în provinciile pe care le cucereau să așeze guvernatorii, oameni, cărora le permiteau să se numească și împărat sau reci, dacă ar fi vrut. Îi lăsa în pace. Oricum se știa cine-i împărat. Așa, în Israel a fost Irod, împărat și câți alți. Uh, unul dintre acești guvernatori cu titlul de împărat sub Tiberiu l-a luat într-o zi gura pe dinainte și a zis, mai bine ar fi Caligula împărat. Și cineva l-a părât la Tiberiu, care repede la. Uh, Destituit din poziția lui și l-a pus în pușcărie. Acolo a stat, sub lanțuri grele, ani buni. Viața a mers înainte. Împăratul Tiberiu a murit, și în locul lui, pe tron, a ajuns Caligula. Printre primele decizii pe care le-a luat a fost să reabiliteze pe acest împărat, un no guvernator care a crezut în el. A ordonat să fie scos din temniță și a cerut ca lanțurile cu care a fost legat să fie aduse și puse pe un cântar, pe o balanță. Și în partea opusă a balanței să fie așezat aur și pietre scumpe. Ca o răsplată simbolică, alături de câte alte titluri, pentru suferințele suferite suportate. Citind aceasta m-am gândit, când o fi fost în temniță, când trăgea după el lanțurile, când era apăsat, o fi zis acel guvernator și lanțuri grele. Cum să scap de ele? Dar când a venit vremea reabilitării și lanțurile acelea au fost puse pe cântar și în contra greutate răsplata, probabil că împăratul acela și-ar fi dorit ca în trecut lanțurile să fi fost un pic mai grele. Când le duci, ai vrea să scapi de ele. Dar iată ce spune cuvântul aici. Suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Va fi un răsplată. Și cu aceasta ne mutăm spre a treia afirmație legată de cum ne vede Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune că suntem moștenitori ai Lui Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 1, versetul 3 Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea Sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea Lui Iisus Hristos din morți la de vie. Și acum versetul 4 Și la o moștenire ne strică ceasul. Adică neperisabilă neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Iată ce crede Dumnezeu despre copiii săi, moștenitori împreună cu Hristos. Același lucru este reflectat și în epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 11 la 12. În el am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Observați, noi care am nădăjduit, spune Pavel, în Hristos. Ce am băgat de seamă lecturând cuvântul? Și aceasta m-a umplut de bucurie în zilele acestei săptămâni. Să Fac de seamă faptul că foarte mult se vorbește despre identitatea și poziția noastră în Hristos. Despre cum ne vede Dumnezeu, despre perspectiva lui Dumnezeu, despre locul pe care îl ocupăm în inima lui Dumnezeu. Ca după ce acestea sunt revelate, subliniate și așezate adânc în inima creștinilor, Duhul lui Dumnezeu, prin Apostol, să le spună: Acum, având în vedere acestea, siliți-vă să fiți jos. Siliți-vă să trăiți în faptele bune ale credinței. Fugiți de păcat, fugiți de pofte. Trăiți în acord cu alegerea făcută de Dumnezeu, cu calitatea voastră de copii a lui Dumnezeu. Bucurați-vă, nădejde, că sunteți moștenitori ai lui Dumnezeu, voi care ați nădăjduit în Hristos. umpleți vă de curaj, de bucurie și de putere, știind cine sunteți. Voi nu sunteți niște candidați la mântuire, voi sunteți oameni mântuiți. Nu sunteți niște candidați la a fi aleși, la a fi moștenitori, la a fi copiii lui Dumnezeu. Voi sunteți acestea. În Hristos sunteți acestea. Și acum, din cauza acestei identități, că asta spune Dumnezeu despre voi, trăiți în acord cu asta. Cistiți-l pe cel care v-a ales, v-a înfiat și v-a făcut moștenitori. Și vă țineți-vă rangul. Trăiți în acord cu înălțimea chemării voastre păstrându-vă rangul ales. Cam asta e motivația. Nu ca niște străini, niște aplicanți, stați pe la cozi, fugăriți, cu ușii în față trântite, trimiși după alte hârtii, cum pățim pe la oameni, ci deja în casă, prin har și pe gratis, făcuți moștenitori, slăviți să fie Dumnezeu. Auziți ce găsim în Roman 8:17. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu. Să rămânem un pic la această expresie. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Ah. Cum ar fi dacă pe numele vreunea dintre dumneavoastră Bill Gates ar face un act de moștenire prin care să vă facă moștenitori ai averii sale. Cum v simți? Nu <laughs> se prate repede ce rău. <laughs> da. Cei buni se simt rău. <laughs> Oamenii caută să aibă o moștenire pământească. Să intri în grațiile unui om influent, să fii moștenitor a averii acelui om, oamenii ar putea să se laude cu asta. Ce spunea Scriptura este că noi creștinii suntem moștenitori ai lui Dumnezeu. Și ca să întregească bucuria noastră vă rog să observați, și împreună moștenitori cu Hristos. Adică Domnul Isus este, Fiul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu fiind este moștenitor. Și acum noi, ceilalți copiii lui Dumnezeu, înfiați, mântuiți prin Hristos, suntem împreună moștenitori cu Hristos. Tot ce are Dumnezeu și aparține împărăției lui Dumnezeu, este pentru copiii lui Dumnezeu. Vestea aceasta este grozavă. Moștenirea este neveștejită, neîntinată, păstrată în ceruri pentru noi. Lucruri care la mintea omului nu s-au putut sui, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care vor moșteni mântuirea. Pe pământ oamenii caută să-și facă un nume, să strângă avere. Cuvântul îi asigură pe creștini că în timp ce sunt respinși de lume, în timp ce le sunt confiscate averile în vremea aceea de persecuție, în timp ce sunt fugăriți, ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu. Epistola către evrei descrie starea creștinilor cu aceste cuvinte. Au suferit bajocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, trăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce li se fusese făgăduit, ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Observați, vă rog, cum pe noi, cei din generațiile viitoare, ne leagă cu aceea speranță și promisiuni de întâiile generații de martiri, spunându-ne că aceștia încă așteaptă să intre în moștenire, deși și-au sfârșit de multă alergare. Cum îi găsim scriși scris despre în cartea Apocalipsa, stăpâne Doamne, până când zăbovești. Până când zăbovești. Și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul. Și noi facem parte din aceea. Care avem această alegere, această calitate de copii lui Dumnezeu și comoștenitori cu Hristos. De cei care au sfârșit alergarea înaintea noastră, Dumnezeu a pus în așteptare să ne aștepte și pe noi să ne sfârșim alergarea. Și împreună cu toții să fim acel popor al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Este tezaurul lui Dumnezeu, față de care Dumnezeu ne face părtași, numele Lui să fie slăvit. În lume poți avea sau poți n-avea, nu contează. E important în împărăția lui Dumnezeu să-ți găsești un loc. Viața de pe pământ se duce. Oamenii au obiceiul să se lege de cele pământești și să-și găsească semnificație și împlinire în cele pământești. Dar am o întrebare. Peste 200 de ani, cine dintre cei noi prezenți aici, cine dintre noi peste 200 de ani crede că va mai fi în viață? Pe pământ. Ca altfel, da. Și. Dacă peste 200 de ani cu toții vom fi morți, în anul 2222, dacă va fi lume, vă întreb pe dumneavoastră, va fi important cu ce bocan este încălțat pe pământ? Dacă ai mers pe jos sau cu bicicleta sau cu mașina? Dacă ai trăit în America sau în Somalia? Dacă ai avut ce mânca sau nu ai avut ce mânca, va, mai, va, va fi important atunci ce este important acum? Nu. De ce investim așa de mult în ce nu dăinuie? Nimeni a zis să nu luptăm pentru cele ale vieții, dar parcă prea mult și prea puțin pentru cele veșnice. Moștenitorii împreună cu Hristos. În ultimul rând, noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Această afirmație, această promisiune, această perspectivă, perspectiva divină asupra identit identității creștine, făcea o rezonanță cu totul aparte pentru cei care se găseau amenințați, fugăriți, risipiți, în pericole de moarte. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Așa a spus Petru capitolul 1, versetul 5, 1 Petru. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Frații surori, trebuie să ne spunem aceasta. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Această făgăduință o regăsim în multe locuri în Scriptură și îngăduiți-mi în vederea îmbărbătării noastre să ne aducem aminte de câteva. Salmul 125, versetul 2. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în viac. O fi fost psalmistul pe deal, pe munte și undeva jos se vedea Ierusalimul prins în văile acelea. Am văzut acele locuri și înțeleg la ce s-a referit. Cum e înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Dumnezeu pe poporul său. Sau, salmul 34, versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Salmul 34, cu 7. Ce înseamnă oare a tăbărâ? Cum să înțelegem acest cuvânt? E un cuvânt vechi nu-l mai folosim în limbajul nostru uzual. Ba, între timp, a căpătat și o conotație cu totul alta decât ce a intenționat în acest verset. Ce vezi că tăbărăsc asupra ta. Adică să te năpustești peste, să dai peste, cu sens de amenințare, cu idee de agresiune. Așa să citi îngerul Domnului, năvălăște, tăbărăște, să aruncă, se năpustește. Nu, Ați auzit de tabără? Mergem în tabără. Și ce facem în tabără? Primul lucru când mergem în tabără. Punem cortul, adică tăbărâm. Ne alegem locul și ne facem locuință. Oamenii în vremea aceea se mutau dintr-un loc în altul, mânați de cum găseau hrană pentru vite. Transumbanța se practica foarte mult. Mai ales în acele vremuri de început ale poporului Israel că neavând un loc și neavând o țară a lor, călătoreau de colo-colo, punându-și cortul. Imaginea este de pe atunci. Dumnezeu a spus, îngerul meu tăbărăște, adică își face cort și el, să mută lângă voi, devine vecinul vostru, locuiește în tabăra voastră. El ne protejează. Iată ce sunt copiii lui Dumnezeu. Salmul 121. Îmi ridic ochii înspre munți. Nu spre munții Făgăraș, nu e vorba de forme de relief aici. Este o metaforă, o figură de stil. Îmi ridic ochii spre oamenii mari, munți. Îmi ridic ochii spre cei puternici, spre cei influenți. Mă uit căutându-mi ajutor la oamenii care ar putea să-mi el dea. De unde îmi va veni ajutorul? Și apoi continuă psalmistul spunând, după ce a investigat posibilitățile munții, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Da, el nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita, Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă, de aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea, Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în viac. Iată promisiunile lui Dumnezeu. Suntem aleșii lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, moștenitorii ai lui Dumnezeu și sub protecția lui Dumnezeu. Oamenii caută securitate. Războiul din Ucraina subliniază încă o dată cât de important e să te bucuri de securitate. Nu NATO este păzitorul nostru, nu munții. Păzitorul nostru este Dumnezeu și să fie Dumnezeu. Dar în acest context politic se subliniază cât de important e să ai securitate. Să știi că e cineva care îți poate să din ajutor. Să știi că ai aliați, să știi că sunt oameni, că sunt hotărâri, că sunt legăminte. Că sunt semnate legamente, decizii, sunt făcute promisiuni. Și oamenii dor liniștiți la gândul că au murează. Tocmai aici este sensul acestui psalm. Îmi Îm ridic ochii spre bunți. Pe cine să mă bizui, zice psalmistul, în acea vreme tulburi cu multe amenințări făcute împotriva poporului său. Pe cine să mă bizui? Răspunsul: Păzitorul meu este Dumnezeu. Și acest răspuns, frate și surori, ne îmbărbătească. Dumnezeu uneori va folosi oameni, alteori va folosi îngeri, va folosi împrejurări. Câte instrumente nu sunt în mâna lui Dumnezeu? Important de știut este că ne găsim într-un loc foarte sigur. Coloseni, capitolul 3, cu versetul 3, ne spune unde este securizată viața noastră. Iată ce este scris: Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Înțelegând asta, Iuda, în epistola sa aduce lui Dumnezeu laude cu cuvintele, iar a care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu și Mântuitorul, Mântuitorul nostru prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire, mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Dumnezeu este Apărătorul nostru. Și acum, înainte să ne rugăm Domnului, ce crești tu despre tine însuți? Ești tu copilul lui Dumnezeu? Dacă în conștiința ta nu simți confirmare, mărturia că ești copilul lui Dumnezeu, vestea bună pe care o aducem astăzi din Cuvânt este că ușa este deschisă. Dumnezeu îți dă dreptul să devii copil al lui Dumnezeu dacă îl accepti pe Iisus Hristos, ca așa este scris. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să fie copii al lui Dumnezeu. Această identitate îndepărtează de la noi frica, îndepărtează de la noi îngrijorarea, îndepărtează de la noi neliniștile și prin harul lui Dumnezeu ne ține în picioare. Domnul Domnului a spus, Israele pe care te-am ales, așa vorbește Domnul, care te-a făcut și te-a întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic. Israelul meu pe care l-am ales, așa spunea Dumnezeu despre poporul lui. Și acest cuvânt este valabil și pentru noi. Din perspectiva lui Dumnezeu, creștinii se bucură de această împătrită identitate. Aleși copiii lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos și sub protecția continuă a lui Dumnezeu. Securizați de Dumnezeu. Și acum înțelegând ce loc ocupăm în inima lui Dumnezeu, cine suntem în ochii lui Dumnezeu, această identitate ne motivează să ne schimbăm viața. Ne motivează să ne ridicăm. Ne motivează să înaintăm pe calea credinței. Ne motivează să slujim lui Dumnezeu cu bucurie, știind că ostenelile noastre în Domnul nu sunt fără rost. Nu sunt zadarnice. Dumnezeu să ne ajute. Pentru moment, lumea din jur va râde de nădejdea noastră. Nu va trece mult și râsul ei se va peface în plâns să ne vedem de drum, să ne continuăm credința și când va hotărâ Dumnezeu să ne cheme și pe noi acasă, ne vom bucura de răsplătirile pe care le dă Dumnezeu aleșilor săi. Amin.